Militarii moldoveni revin din Germania cu experiență inedită. Poligonul Bulboaca, zguduit de către studenții militari. Ora planetei marcată și în Armata Națională. Mihai Ciobanu cu sufletul mereu aproape de militari. Contingentul de militari ai Armatei Naționale, care au participat în luna martie la exercițiul Mission Readiness Exercise în Germania, au revenit acasă cu obiectivele îndeplinite și experiența avansată în materia teatrelor operaționale. Scopul exercițiului a fost evaluarea nivelului de pregătire a subunităților pentru rotația trupelor în cadrul misiunilor internaționale. Rezultatele excelente care au fost obținute în poligonul Hohenfels și aprecierile observatorilor internaționali dau dovadă că militarii moldoveni au pregătirea necesară pentru a putea acționa în orice teatru operațional. Aceasta este deja pentru a treia oară când efectivul contingentul Armatei Naționale participă la asemenea exerciții, dar de fiecare dată noi am reprezentat forțe care am suportat alte forțe de instruire primară pentru pregătirea lor într-o îndeplinire a misiunilor de menținere a păcii. Acest exercițiu are însă un specific aparte, pentru că inițiativa aparține contingentului Armatei Naționale, care joacă rolul de două companii de infanterie cu un stat major al batalionului și planificările și executările misiunilor care sunt în derulare sunt parte a inițiativii personale a comandamentului și a statului major al acestui contingent. Evident, într-o menținere unei coaliții și colaborări între armatele altor state, noi cerem suportul de la partenerii noștri din Statele Unite și oricând este necesar pentru desfășurarea unei misiuni de menținere a păcii, cerem suportul acestora și desfășurăm aceste misiuni în comun. Evident, am să accentuez și faptul planificării comune a acestor misiuni și împărțirii respective de informații între contingentele respective. Militarii moldoveni întoși de la Hohenfels vor avea posibilitatea de a folosi experiența obținută la acest exercițiu, atât pe plan intern cât și extern, datorită faptului că Armata Națională a fost certificată pentru a participa în misiuni de menținere a păcii sub egida ONU și OSCE. Experiența care a fost acumulată în contingentele anterioare, deoarece a treilea contingent, majoritatea din ei au fost a treia oară deja, dar o parte, deci prima dată, și respectiv experiență au avut deja. Unii au învățat ceva nou, unii s-au performat deprinderile lor, să spunem așa, sau capabilitățile. Și deci vreau să zic că pentru noi e o oportunitate foarte mare ca să antrenăm efectivul nostru. Noi vrem în primul rând ca să extindem acest contingent pe viitor. Știm cum se face, știm ce avem nevoie să facem și sper că deci vom face aceasta. Aprecierea a fost dată, mă rog, de către deci comandamentul exercițiului. Mission Readiness Exercise este un exercițiu organizat de Armata Statelor Unite în Europa și are ca scop creșterea nivelului de interoperabilitate prin antrenarea militarilor ce vor participa la operațiuni de menținere a păcii. Apreciez la cel mai înalt nivel cooperarea noastră, partenerii internaționali, pentru noi, pentru unitatea mea pe care o conduc, batalionul cu destinație specială, pentru elementul acesta care lucrează aici la acest exercițiu, care participă aici. Vreau să spun că este o colaborare foarte fructuoasă. Facem schimb de experiență, facem schimb de proceduri, învățăm proceduri noi de operare, împărtășim cele învățate de noi cu elementul forțelor speciale din Statele Unite și elementul forțelor speciale din Bulgaria. Cred că aceste exerciții
care pentru forțele speciale Republicii Moldova se desfășoară în premieră, ar fi un bun prilej de a continua. Militarii au fost antrenați în reconstituirea situațiilor reale, cum ar fi gestionarea incidentelor organizate, răspunsul la atacurile armate, negocierile și aplanările de conflicte, organizarea cordonului, acțiuni ce dezvoltă aptitudinile militarilor moldoveni. Exercițiile multinaționale, chiar și cele naționale la care participăm, au o importanță majoră în carierele noastre militare. Asemenea cuvinte cum ar fi interoperabilitate, lucru cu partenerii de alianță sau cu alți reprezentanți al membrilor NATO sunt niște cuvinte mari și frumoase. Însă anume exercițiile respective ne permit să ne amplasăm într-un mediu real în care se execută misiunile la ziua de astăzi, să aplicăm în practică tot ceea ce cunoaștem și toate deprinderile noastre practice care le posedăm și să, într-adevăr, să ne evaluăm și să avem și să primim o evaluare asupra tuturor celor misiuni care le desfășurăm. Din cei 144 de militari detașați la exercițiu, au făcut parte și femei, care cot la cot cu camarazii de arme au însușit procedee noi, toate acțiunile desfășurate fiind comune cu bărbații, pentru că în fața inamicului absolut toți sunt egali, iar lucrul în echipă are o importanță majoră în astfel de situații. Femeile au fost puse la funcțiile care în cadrul grupii au fost îndeplinite anume acțiunile care au fost date indicate. A fost pentru prima dată, a fost o experiență extraordinară. În cadrul acestui exercițiu am acumulat niște aptitudini și calități care ne va fi de ajutor în orice situație, în orice misiune care ne va fi pusă în față. Armata Națională a detașat la Mission Readiness Exercise militari profesioniști din Batalionul 22 de menținere a păcii, Batalionul de geniu și Batalionul cu destinație specială Fulger. În cadrul aplicațiilor au participat militari din 12 țări, printre care Slovenia, Cehia, SUA, Lituania, Iordania, Bulgaria, Albania, România, Georgia și altele. Poligonul de la Bulboaca a fost guduit de către studenții anului 4 din cadrul Academiei Militare Alexandru cel Bun, care au efectuat trageri din artilerie. La aplicație, studenții au folosit tunurile D-20 din dotarea Armatei Naționale. Baterie! Câte două proiectile vijelie încărcați! În cadrul exercițiului a fost testat profesionalismul viitorilor ofițeri ai Armatei Naționale, a căror proceduri de comandă, cooperare și control au fost verificate în condiții de câmp. După proba de foc de la poligon, studenții militari urmează pregătirea și susținerea examenelor de licență. Noi din cursul întâi am început să tragem din tot sistemul de artilerie care este în dotare în Republica Moldova. Acum tragem din 3 calibre mai mare, ca fiind la curs 4, destul de emoții pozitive și bune și suntem mulțumiți că am cușcat dintre atâtea sisteme de artilerie. Acum noi am început să mușcăm și avem cea mai mare experiență. Chiar dacă folosirea artileriei nu este un lucru inedit pentru studenți, pentru că specialitatea pe care au ales-o este cea de artilerist, aceștia au rămas impresionați de această experiență. 146! Până acum am avut trageri primăvara trecută și toamna trecută. Dar cum ți se pare aceste sisteme de artilerie? Mi se pare că destul de performante. Avem ținte foarte multe nimicite. Studenții Academiei nu au mai efectuat trageri de artilerie din tunurile D-20 din anul 1998. Însă timp de 4 ani la ședințele practice desfășurate în poligoane, viitorii ofițeri au mânuit aproximativ toate tipurile de armament din dotarea Armatei Naționale. Mulți ani studenții Academiei Militare nu au executat trageri practice din aceste sisteme de artilerie și asta este penultima ieșire la poligon. De aceea, conform planului de învățământ, ne-am propus să executăm trageri din sistemele de 152 de milimetri. Practic, absolvenții au reușit să execute trageri pe parcursul acestor 4 ani din toate sistemele, și 82 de milimetri, și 100, și 120 de milimetri, și 122 de milimetri, inclusiv
și artilerie autopropulsată Nona. Acum a venit rândul la sistemele de 152 mm. Exercițiile au fost executate la nivel, ceea ce e un lucru bucurător, și ne propunem și la toamnă sau în viitor să executăm trageri cu studenții anume din sistemele Geocent. Un alt punct de instruire la care am asistat pe poligon a fost conducerea mașinilor militare și de luptă din dotarea Armatei Naționale. Aici studenții urmau să demonstreze cât de bine conduc tehnica auto în diferite condiții meteo și de relief. După ce vor susține cu brio examenele de licență, studenții urmează să primească bine meritatul grad de locotenent. Toate unitățile militare și instituțiile Ministerului Apărării au deconectat curentul electric pentru o oră. În acest mod, militarii au marcat alături de comunitatea internațională acțiunea ecologică Ora Planetei 2013. Militarii Armatei Naționale au realizat și un flash mob cu genericul Planeta Urmașilor Urmașilor Noștri și s-au alăturat programului desfășurat în Piața Mare Adunări Naționale. În cadrul evenimentului, studenții Academiei Militare a Forțelor Armate au realizat o imagine vie, 60 plus Moldova 2013. Orchestra prezidențială a susținut un concert, iar militarii gărzii de onoare i-au servit cu ceai pe toți participanții la acțiunea mondială Ora Planetei 2013. Biblioteca militară s-a îmbogățit cu o carte care vine să informeze despre reducerea riscului de corupție în forțele armate. Publicația a fost tradusă din limba engleză de către Viorel Cibotaru și aduce în prim plan cele mai bune practici ale altor țări în combaterea fenomenului corupției. Culegerea a apărut la editura ARC, iar la evenimentul organizat de Centrul de la Geneva pentru Controlul Forțelor Armate și Institutul European de Studii Politice din Republica Moldova, au participat militari din Corpul de Comandă al Armatei Naționale și reprezentanți ai altor structuri de forță din Republica Moldova. Reflectă o tendință globală de luptă cu corupția și creșterea importanței integrității întregului sistem militar, dar și a componentelor sale. Mai ales această culegere este extrem importantă pentru mai multe țări din spațiul post-sovietic care au avut de parcurs o cale de tranziție de la un regim totalitar la un regim democratic dezvoltat și în care flagelul corupției devine unul extrem de serios în calea modernizării țărilor. De aceea această inițiativă este foarte binevenită inclusiv și pentru noi. Consolidarea integrității și reducerea corupției în forțele armate este o carte care oferă exemple de experiență națională și internațională în reducerea riscurilor corupției în sfera de apărare. Problemele există peste tot. Nu există o țară care ar fi spus că noi am biruit corupția, corupția nu mai există. Iar ea apare în alte forme, în diferite lucruri. Deci este o luptă permanentă și marea majoritate, deci nu ne punem scopul să eradicăm completamente pentru că este imposibil. Dar aceste fenomene corupție să nu pericliteze dezvoltarea, ca ea să se afle sub un anumit control, problema este mult mai complexă decât noi putem acum să o discutăm în cadrul acestei emisiuni. Dar important este ca să reducem cel puțin zonele în care corupția este absolut evidentă, este capturează instituția ca atare. Desigur că noi nu ne aflăm în zona acestui risc în comparație cu alte state. Se constată că cele mai eficiente măsuri de combatere a corupției și de consolidare a integrității în sectorul de apărare pot fi întreprinse în cadrul unui proces mai larg de reforme. Noi, țară cu un statut neutru, dar cu aspirații europene, desigur că ne aflăm în faza în care acele reforme care s-au efectuat în forțele armate, de acum necesită un, cum ar spune specialiștii, fine-tuning. Deci este nevoie de acum de ajustare, nu doar a legislației, care este foarte bună în temei, dar noi trebuie de acum foarte mult să lucrăm ca această etapă de reformă cantitativă să se transforme de acum în niște schimbări calitative, deci care să se reflecte inclusiv în comportamentul oamenilor, inclusiv în abordările profesionale, inclusiv în modul cum își văd ei misiunea. Lucrarea a fost realizată în cadrul parteneriatului Euroatlantic și al programului Parteneriat pentru Pace, desfășurat sub patronajul Secretariatului Internațional al NATO și al statelor membre participante.
Mihai Ciobanu a contribuit la valorificarea și scoaterea din anonimat a folclorului de cătănie ca nimeni altul. Șlagările de ieri ale dumnealui rezistă în timp și sunt cântate și astăzi de către ostași. Piesele lui Mihai Ciobanu vin să confirme că maestrul a fost și este aproape de cei care au îmbrăcat traie de apărători ai patriei. Recent, în incinta Centrului de Cultură și Istorie Militară, Mihai Ciobanu a lansat cel mai proaspăt album, care conține și două piese de cătănie. Am lansat un CD care doream de mult timp să-l lansez, un CD pe versurile poetului Vasile Romanciuc. Este un bun prieten al meu și am vrut să-i fac o surpriză la aniversarea lui de 65 de ani. Și am întârziat puțin, mai pe urmă a aflat și el că vreau să fac această surpriză. M-am demascat. Au fost cercetași care au transmis gândul meu, dar nu-mi pare rău, mă bucur că a reușit. Pe acest CD sunt 16 cântece variate. Am lansat acum recent mai multe videoclipuri, dar două dintre ele sunt legate, sunt împreună cu militarii de la Academia Militară și se numesc Când plecam eu la cazarmă și Așa e viața militară. Au fost alături de maestru atât militari în termen cât și prin contract, cât și studenții Academiei Militare Alexandru cel Bun. Unii dintre ei chiar au participat și la filmările clipurilor video a celor două piese cu tentă militară. A fost o întâlnire foarte interesantă, a fost niște cântece de suflet, de dor, care ne-au arătat nou cum a fost Mihai Ciobanu și cum a trăit vremurile lui, cum a făcut armata. Era 2 ani de zile atunci, tinerii se căleau bine, nu știu acum cum reușesc timp de un an de zile, veneam mai mândri, mai sănătoși, mai voinici, mai voioși, mai, și cunoșteam altfel viața când sunt mai departe părinții de copii, atunci copiii se călesc. La sfârșitul evenimentului, Mihai Ciobanu a lăsat autografe soldaților și studenților militari, care și-au dorit neapărat semnătura maestrului. Cu ajutorul lui Mihai Ciobanu, prin piesele sale de cătănie, armata este mult mai aproape de societatea civilă și încearcă să transmită din spiritul militar celor care nu au avut ocazia să încalce bocancii și să îmbrace uniforma militară.